Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Kalends. Dacă ați văzut voi episodul trecut, ați văzut că am făcut niște mici modificări la BGA și anume am construit acolo un adăpost pentru niște baloți de paie. Puteți să vedeți voi exact despre ce a fost vorba. În episodul de astăzi o să ne ocupăm în principal de acest teren de 22 de hectare pe care l-am eliberat de paie, da? O să trebuiască să-l arăm, să împrăștiem niște var, că avem pH-ul iautat destul de rău și să îl și semănăm. Numai că în momentul de față, știți că vă tot spuneam eu că momentan am o problemă cu tractoarele, mai mi-ar trebui încă un tractor. Și mă uitam și mă uit de fapt lung și lat să văd exact cam ce tractor m-ar aranja pe mine. Cred că o să optez pentru acest Fenvario 1000. Fără nicio chestie, nicio îmbunătățire, mă interesează strict puterea motorului la pneuri. Ia să vedem ce putem să-i punem. Putem să-i punem niște pneuri late și greutăți. Singura problemă care nu îmi place aici este faptul că nu pot să modific culoarea la jante, cel puțin. Hai să-i punem și GPS. 60 de km pe oră, 517 cai. Teoretic nu ar trebui să avem probleme cu acest tractor sub nici o formă. Da, 388.000. Hai să-l cumpărăm. Trebuia la un moment dat să facem și treaba asta. Ok. Acestea fiind spuse, hai să-l și aducem. Auto, ce frumos e mâncat arătat pe el. Hai să-l luăm și să-l ducem frumos la noi la fermă. Eu sper să nu mai am probleme cu el. A zis că am mai cumpărat un Fendt, bine, ăla era 900, nu era 1000, dar sper să nu mai am absolut nicio problemă cu el. I-am pus și, cum îi spune, și GPS. Avem și o viteză un pic mai mare, după cum se poate vedea, 63 de km pe oră, față de 55 cât avem la John Deere. O să-l folosim practic la arat, îl punem direct la treabă, că nu putem să-l lăsăm așa degeaba. Uite, mi-au mai scăzut un pic banii, acum avem 3.357.000. Bine, pot să mai duc o remorcă de nutrez la BGA. Ce ar fi cazul, n-ar strica, ca să mai recuperăm o parte din banii pe care i-am băgat în tractor. Mamă, ce lumini am. Hai să facem așa. Hai înainte de toate, până să ne punem pe arat, oameni, să trebuie neapărat să arăm acel teren. Dacă n-ați fost episoadele mele până acum, aici avem toia, aici avem sfeclă, jos avem floarea soarelui, în partea cealaltă avem porumb și mai jos avem încă niște porumb. Deci, cu alte cuvinte, avem destul de multe lucruri la mine la fermă. Sau mai bine zis, am destul de multe lucruri la mine la fermă. Destul de terenuri. Hai să luăm această greutate, care nu știu exact câte kilograme are, dar n-aș vrea să fie foarte grea. Undeva la un 900 de kg, dacă ar avea, ar fi super, super bine. Hai să vedem cât are. 900 de kg. Super tare. Bun, hai să luăm noi, am zis că iau remorca și mergem să mai aducem o remorcă de nutreț la BGA ca să ne mai recuperăm un pic din bani, că am cheltuit o parte din banii pe care i-am strâns cu greu, i-am cheltuit pe tractor. Ce ziceți, băi? Mai cumpăr un tractor? Eu nu zic că nu, dar aștept și răspunsurile voastre în comentarii dacă într-adevăr mai este cazul să mai cumpăr un tractor sau pur și simplu să ne descurcăm cu acestea 3 pe care le avem. Eu aș vrea să le păstrăm pe acestea 3, să ne descurcăm cu ele, că în cel mai rău caz un dublu șenilat, da? Nu prea mă trage inima, da? Ok, până să umplu aici remorca, hai să aruncăm o privire la animale, să vedem dacă ne trebuie ceva. La oițe avem iarbă, avem lână, ok, la găini avem mâncare, avem și ouă, o să trebuiască să le mai eliberăm acolo. La făcuțele de carne avem mâncare, la purcei avem nițică mâncare pentru moment, cel puțin. Ne mai trebuie niște hrană de bază, acolo stă un pic mai rău. La făcuțele de lapte avem mâncare, avem tot. Și la oițele de lapte, văd că și aici avem tot ce ne trebuie. La BG nu mai avem nutreț, ok, nu e nicio problemă, că
vom aduce acum. Hai să oprim un pic vânzarea de și de gaz și de energie, lăsăm decât digestatul pe distribuție. Aici nu avem treabă, aici momentan se produce, dar n-am produs mare lucru. Ok, hai că s-a umplut și remorca, o să mai trebuiască să mai construim un punct de vânzare. Dacă țineți voi minte, am făcut la un moment dat și bine, am și pus cu gândul, nu o să-l vând acum, dar pe viitor o să trebuiască să construim un punct de vânzare pentru uleiul de soia, că avem ulei de soia, dar nu avem unde să-l vindem momentan. Eu o să trebuiască să construim un punct de vânzare și pentru uleiul de soia, că mai ales că avem o grămadă de soia vom recolta anul ăsta, bineînțeles, de pe terenul acela de acolo de sus, nou creat. Da? Ok. Acestea fiind spuse, hai să mergem la BG să... uite, din cauza asta am vrut eu un Fendt, 63 de km pe oră, băi, altceva față de 50-55, merge John Deere. Bine, asta doar pentru cărat. Că în rest, mă ajută foarte mult, tot cam pe acolo, 500 și ceva de cai are și unul și celălalt. Nu știu exact care e mai greu, care s-ar descurca mai bine cu această remorcă, dar oricum, important e că... Mamă, ce am dat. Important este că avem acum și un tractor care merge un pic mai repede decât John Deere-ul. Nu mai mă ia somnul pe drum până car eu câte una alta pe unde mai am nevoie. Ok, hai să descărcăm întreț un silosat. O să trebuiască să cumpărăm niște ghiare pentru baloți la încărcătorul frontal, că pe acela îl lăsăm aici. Momentan la fermă nu mai avem ce să facem cu el, dar aici va fi foarte folositor ca să încărcăm baloții de paie, da? Dar o să trebuiască să-i cumpărăm niște ghiare ca să facem treaba asta. Mai avem de plantat niște copaci, nu o să ne ocupăm acum, v-am zis, momentan trebuie să mă ocup de acel teren. Vom scoate de fapt plugul nostru de la naftalin. Hai să mergem la fermă să luăm. Ok, hai că am ajuns la fermă, hai să lăsăm aici remorca aceasta, hai să luăm plugul și o să trebuiască să ne punem pe arat, că nu putem să stăm prea mult, mai ales că vreau să și semăn astăzi, tot în luna august, tot în acest episod, teoretic, practic, mai vedem dacă avem și timp. Hai să luăm plugul, punem direct la treabă Fendt-ul, nu o lăsăm să se odihnească prea mult, mai ales că este odihnit. La fermă mare lucru, la animale azi n-am ce să le fac, restul oricum nu mai contează, vom mai vinde niște îngrășământ în momentul în care se mai usucă câte una alta, câte ceva din el. Eu momentan trebuie să mă ocup de arat, fiindcă am o grămadă de teren de arat, va dura ceva timp, plus că după aceea o să trebuiască să împrăștim și var și acolo mai durează ceva timp și poate avem și timp să semănăm. Dacă și semănăm, e treaba completă, putem să ne ocupăm luna următoare de cu totul și cu totul alte lucruri. O să vedeți voi exact despre ce e vorba. Ați văzut în unul din episoadele trecute, am construit și o fabrică de mobilă și o să trebuiască să ne mai extindem un pic și pe partea de forestry, nu cine știe ce, dar destul de mult cât să-mi ocupe timpul pe timp de iarnă. Cazul pe timp de iarnă am cam sărit lunile că nu prea am avut ce să fac, da? Ca să ne ocupăm și lunile de iarnă, o să ne apucăm un pic mai tare și de forestry pe lunile de iarnă. Ce e vara, rămâne cu recolte cu toate cele, iarna facem forestry, să avem tot anul practic ocupat. Da. Aici o să dureze ceva timp, că nu este nici foarte mare plugul meu, nu e foarte mare comparativ cu terenul, că e destul de mare oricum. Dar față de teren o să-mi ia ceva timp să-l fac pe tot. Voi mai folosi probabil și GPS-ul, că de aceea am și pus GPS pe Fendt. Da, și așteptăm să se facă gata de recoltat în primul și în primul rând sorgul, că și acolo o să mai semănăm altceva tot anul ăsta, până trece anul, imediat după ce recoltăm sorgul, deja îi dăm cu
cu noua recoltă, o să vreau să pun acolo niște cereale ceva, probabil că vreun grâu și probabil că vreun grâu, fiindcă orza am făcut anul ăsta. Și aș vrea să mai fac, v-am zis, vreau să devin cel mai mare exportator și producător de făină și pentru treaba asta îmi trebuie și mai multă făină. Am eu vreo 100 și ceva de mii de litri, dar mai multă de atât. Când o fi să vindem, să vindem, frate. Și v-am zis, mai am câteva idei în cap, le veți vedea pe parcurs. Hai să ne punem pe treabă, că nu vreau să vă țin prea mult. Îi dăm tare cu aratul pe acest teren. Stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds, so I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Cloud.
Ok, hai că aproape am terminat, uite, mai avem aici pe ticul ăsta. Au mai rămas așa câteva bucățele nealate, dar nu-i problemă că oricum semănătoarea noastră are și cultivator integrat și nu este nevoie să arăm și acele bucățele. Numai că a durat un pic cam mult, v-am zis, oricum a durat ceva. Chestia este că, uite, aici la făină mă așteptam eu să fie plin, da? Trebuie să mergem la moară să luăm făina până ne apucăm de semănat. Ia să vedem, mai avem ceva de luat. Asta ca să eliberăm, uite aici la sheep cheese la fel, la brânza pentru oaie, brânza de oaie de fapt. Digestat momentan nu mai avem la BG, la BG la fel a terminat tot. Hai să-i dăm aici pe vânzare la, da, 200 și ceva de mii, mi-a luat dintr-un foc, s-a schimbat exact ora când i-am dat eu. Metanul la fel i-am dat vânzare, mai durează un pic. Restul nu prea ar trebui să fie problemă. Uite la paie, știți că vă spuneam eu că o să ne trebuiască o un atașament din acela pentru încărcătorul pe roți, ca să putem să luăm noi paie, să putem să luăm baloții. Și o să ne uităm imediat, vedem exact ce putem să cumpărăm, să vedem exact cum putem să mergem să îl luăm, dar nu prea cred că pot acum, fiindcă acum sunt ocupat cu, o să fiu ocupat cu semănatul. Asta o să fie o problemă într-adevăr. Ok, hai să facem felul următor. Hai să băgăm aici. Băi, a mers tractorul ăsta. Parcă a mers un pic mai bine decât celălalt. Bine, pe de altă parte are și mai mult scai putere decât cel pe care l-am vândut. Pardon, eu vreau de fapt să și de drept să detașez plugul. Dar oricum îl oprim că aici am terminat. Ok, hai să luăm un felul următor. Hai să luăm camionul de aici și mergem să luăm remorca cu autoloading, fiindcă trebuie să mergem să luăm toată făina și la fel și brânza de oaie. Nu o să vindem acum, venim să o aducem la depozitul central, fiindcă vreau și o să le vând când avem cel mai bun preț. O să mai trebuiască pe aici să mai modificăm un pic, să mai aranjăm nițel ferma, dar asta când vom avea timp. Momentan nu prea avem timp la dispoziție să mai stăm să ne ocupăm și de treburile astea. Hai să luăm și paleții. Luăm și paleții de măsline. Le ducem și pe acestea la presă. Ia să vedem, mai avem vreunul? Uite, mai avem aici doi. Da. Ah, ia uite-l mă. Ia uite-l mă cum îi dăm așa, că unul câte unul. Ok. Câți avem? 16.000 de litri. Bun. Foarte bine. Hai să mergem să ducem la presă, ca să mai facem niște ulei de măsline. Mergem, luăm făina, luăm și brânza de oaie și tot ce mai avem de acolo și aducem aici la depozitul central. Fiindcă oricum trebuie neapărat să semănăm terenul acesta din partea mea stângă, cel pe care l-am arat. O să îl semănăm astăzi. O să îl semănăm astăzi, chiar dacă intrăm târziu în noapte, și rămâne să împrăștiem var în altă zi, că avem, putem să facem și treaba asta, nu apucă să crească atât de mult încât să distrugem recolta. Și luna următoare, în mod normal, ar trebui să fie gata de recoltat sorgul. Atunci vom avea alte activități, adică, uite, mai avem acolo un palet, haide mă, așa, luna următoare o să fim ocupați cu sorgul. Iar restul planurilor le vom mai face când vom avea timp. Aici, uite, trebuie să băgăm aici și, hai să luăm și uleiul ăsta. Nu știu ce. Ok. Trebuie să venim să luăm și să aducem un atașament din acela pentru front loader, să putem să băgăm paie la BGA. Hai să luăm aici brânza de oaie. A încărcat de, zici că mai bine nu încărca. Mai ne dă? Nu cred. În mod normal ar trebui să ne mai dea. Uite pe alea că ne-a mai dat. Ok, cât am? 10.000 de litri de brânză de oaie. Bun, așa. Este bine. Aici la brânza și la unt. Hai să îi luăm și pe aceștia. Da, am încărcat de, m-a făcut praf. Hai să mai încărcăm o dată. Deja avem cam plină remorca. Nu știu cum o să mai luăm noi
toată făina de acolo. Uite oricum cum patinează. Hai că vedem cum o păcălim. Măcar să-i liberăm de acolo. Le ducem pe urmă, pe rând. Dar măcar să-i liberăm de aici, să poată să producă în continuare făină. Că ați văzut, e oprit în momentan moara noastră, că nu mai are unde să depoziteze. Și atunci este problemă. Ok, hai să încărcăm cât putem de mult pe remor, că v-am zis ca să-i liberăm cât putem de mult moara. Na, 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 na. Că ce fac eu aici nu este bine deloc chiar. Hai să descărcăm. Hai să mai luăm ce ne-a mai dat aici. Cred că aceștia sunt ultimii paleți. O să trebuiască să... A, uite că ne mai dă. Trebuiască să facem două drumuri. Vai, schid că stăm până mai târziu în noapte cu semănatul, dar trebuie să eliberăm chestiile astea aici. Da, nu mai avem. Hrană pentru porș, mai este un palet pe care o să mi-l dea, uite, acum. Ok, ce mai avem? Am mai avea în mod normal la brutărie. Ups, pardon. Să facem așa. Ce facem, mă, nu virează ca lumea? Băi, bagă-ți, mă, mințile în cap, mă. Așa, hai să încărcăm cât putem de mult. Oricum o să mai facem un drum, că nu putem să-l luăm pe toate. Și nici n-am încărcat grozav. Da, din nou, asta e altă poveste. Hai, poate a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, 10-a oare e cu noroc. Ia să vedem. Așa. Bun. Cred că avem destul, nu? Da, avem destul. Avem destul. Ne mai întoarcem o dată. Uite, mai avem și pe aici remorca aceasta, mamă, de când am lăsat-o pe asta de la ovăz. Hai să ducem toate lucrurile astea, le ducem la depozitul central și pe urmă ne întoarcem după restul. Sau putem să le lăsăm acolo. Sau măcar venim și le încărcăm în remorcă și le ducem în altă zi, că v-am zis, trebuie să ne ocupăm și de semănat și mai durează și ăla nițel. Iar dacă e semănătoarea noastră destul de mare, este și terenul pe măsură. Hai să le ducem pe toate la depozit central. Ok, hai că până la urmă am ajuns la depozitul central. Hai să descărcăm aici și v-am zis, mergem să măcar să încărcăm de acolo tot ce avem. Ca să nu rămână în soare, în vânt, în ploaie, în ce o mai fi pe viitor. Așa, hai să mai încărcăm încă o remorcă. Uite, și ouăle trebuie scluate de aici. Ok, nu-i problemă. Hai să mergem înapoi. Trebuie să dăm drumul și la presa de ulei de măsline, că e oprită și aceea. Ok, hai că uite, am ajuns înapoi la moară și la brutărie. Și hai să încărcăm toate lucrurile astea. Vai, chiar dacă... Mamă, ce am dat. Chiar dacă nu le ducem pe toate la depozit, măcar să fie încărcate pe remorcă, să fie ferite de intemperii. Asta mă interesează în principal. Ok, ce mai avem? Mai avem la brutărie să încărcăm și pâinea și tortul pe care îl mai avem aici. Hai să dăm drumul și la presa de ulei la măsline, că eu știu că este oprită și într-adevăr este oprită. Ok, restul nu prea mai avem la ce să mai dăm drumul. Trebuie să mai facem, să mai aducem aici la TMR, la fabrica de rație mixtă, materiale, materii prime. Ok, și aici la paie la fel trebuie să aducem o chestie din aceea, o furcă de baluți, mai exact. Da. Ok, hai să mergem până la urmă, mergem la fermă cu această remorcă plină, că oricum nu sunt chiar atât de departe de fermă și pe urmă putem să ne băgăm la semăna. Ok, hai că uite, am ajuns. Hai să descărcăm la depozitul central. În mod normal ar trebui să descarce tot aici. Olai. Hai să oprim motorul. Trebuie să luăm într-adevăr acest tractor. Mamă, ce murdar e săracul. Dar oricum n-o să-l curățăm acum, că nu avem de ce, mai ales că mergem să semănăm.
avem tot ce ne trebuie. Îngrășământ avem vreo 13.000 de litri, în mod normal ar trebui să ne ajungă, suntem la 69% încărcare, la semințe suntem la 74% încărcare, la fel ar trebui să ne ajungă fără probleme. Mastodontul nostru ne-a folosit până acum, la câți bani a dat pe el, oricum și-a scos banii înzecit efectiv. Ok, hai să facem în felul următor. Hai să selectăm rapița. Am zis că aici punem rapiță să facem ulei. Ăsta este motivul principal pentru care semăn rapița aici, ca să facem ulei de rapiță. O să ne apucăm repede, v-am zis, indiferent cât întârziem în noapte, semănăm tot acest teren. O să fie un pic mai dureros, o să mă doar un pic capul până îl semăn, dar asta este, oricum e destul de lată semănătoarea noastră, îi dăm bătaie până terminăm terenul, asta este, n-avem ce să facem, o să muncim și pe timp de noapte, că oricum e deja ora 6, la 7 jumate se întunecă, deci cam o oră jumate avem la dispoziție lumină, restul pe urmă facem pe întuneric, asta este. Hai să-i dăm bătaie și ne auzim la final. Get my pay, yeah. I might just move on, I'm watching pray, yeah. I'm on the way, I'm on my way, yeah. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Loves that I'm a goat. Ok, hai că m-am terminat momentan îngrășământul. Asta e problema cea mai mare. Așa că o să trebuiască să facem o mică pauză la semănat. Hai să luăm acest tractor. Hai să luăm și remorca aceea cu șnec. Încărcăm niște fertilizatori în ea și mergem să încărcăm semănătoarea. Să-i punem exact ce îi mai trebuie.
ah, ia uite, avem semințe. Era bine dacă era goală, dar nu-i problemă, oricum o descărcăm, o descărcăm repede. Hai să desfacem șnecul și mergem la depozit să descărcăm. Ca aici. Numai că trebuie să facem noi o manevră în plus. Așa. Și hai să descărcăm, uite, aici. Ok. Hai să descărcăm. Vai, să luăm niște îngrășământ. Da, o să trebuiască să luăm de aici, că nu mai avem acolo la fabrica de îngrășământ. Așa. Hai să punem. Hai să punem ce să punem. Intrăm pe siloz. Hai să căutăm îngrășământ. Uite-l cu alea. O umplem. Oricum, 43.000 de litri. Să avem. Să avem un ce să punem. Ok, hai că avem remorca plină. Hai să mergem pe teren să mai punem niște îngrășământ, că mai avem, nu mai avem foarte mult de semănat, mai e puțin. V-am zis că oricum o să intrăm mult în noapte. Am cam 2 ore de când tot ar și semăn, în timp real vorbind. Da. Da. Asta este. Uite, suntem aici. Nu mai avem foarte multe. Ce a fost mai mult, am terminat. O să trebuiască oricum să mai, dacă voi mai semăna pe timp de noapte, o să trebuiască să iau niște măsuri în legătură cu acest lucru. O să trebuiască să schimbăm un pic tractorul la momentul respectiv. Ok, hai să punem îngrășământ până se umple. N-am încotro. Că oricum. Ăla-i. Hai să strângem, hai să luăm de aici tractorul cu remorca. Scoatem frumușel la capăt. La capătul câmpului, rândului, cum vreți voi să-i spuneți. Uite-l parcăm aici pentru moment, că oricum nu trebuie. Hai să oprim. Hai să luăm pe acesta în continuare și să ne terminăm treaba, că mai avem. Mai avem de semănat, practic. Hai să strângem. Așa, mă, băiatule, mă, altă viață, mă, acum. Hai să continuăm cu semănat. Mai zis, nu mai e mult, mai e puțin, dar ne prinde destul de târziu. Ne prinde o oră târzie pentru la semănat. Hai să terminăm. Ok, hai că uite, cu greu, nu e chiar perfect semănat, dar cel puțin a reușit să termin, da? A durat un pic cam mult. Hai să mai aruncăm o privire la digestat, momentan oprim, la BGA momentan trebuie să oprim, nu avem încotro, restul la mobilă lăsăm, restul lăsăm pentru moment, nu ar trebui să avem probleme. La animale, ia să vedem, ne trebuie ceva, la oițele pentru lapte avem, la văcuțe mai avem niște rație mixtă, o să ne ajungă până mâine, la purcei avem, de mulți nu se va mulți, la văcuțele pentru carne avem, la găini avem, avem cam multe ouă la găini, cam aia e. O să las așa, într-un moment la găini, va mergem acum să adunăm ouăle, hai să adunăm ouăle repede, că nu... Nu suntem departe de fermă.
dăm un pic paleții la o parte ca să aibă unde să o în continuare. Uite, mai am așa niște mici bucățele care le-am ratat, dar oricum acum nu mai văd mare lucru, așa că n-am încotro decât să aștept să vină vină ziua, practic. Vină lumina. De-abia după aceea mai pot să mai fac ceva. Da, într-un moment cam mai. Hai să tragem repede, să băgăm semănătoarea la locul ei și vom împinge un pic repede paleții de la găini ca să aibă unde să o în continuare, cu toate că în mod normal ar trebui să aibă loc până mâine dimineața, așa cum ar fi acolo din câte am văzut eu așa mai de la depărtare. Ok, hai să oprim aici tractorul, hai să stingem luminile, mai l-avem și pe celălalt de adus. Nu putem să-l lăsăm acolo pe teren. Celălalt e în partea cealaltă, la zona industrială, pe ăla o să-l lăsăm acolo. Uite, ăștia sunt paleții. Hai să băgăm, uite aici, unul câte unul, ca să fie, să aibă loc unde să o în continuare. Trebuia să bag eu invers acela, trebuia să-l bag invers. Așa, uite pe ăsta. Întorc, uite, așa merge. Nici așa nu. Gândeam că poate mai fac loc la încă unul. A, uite că a mers. Așa. Ce mai băgăm? Mai băgăm, uite, aici încă unul. Aceștia îi dăm în margine. Mai băgăm pe acesta. Băgăm, uite, aici. Ok. Ce mai avem de făcut? Avem odată acest tractor. Hai să-l luăm de aici, să-l băgăm, să-l parcăm undeva într-o curte din aceasta. Să-l băgăm aici, pe partea aceasta. Uite, chiar aici îl lăsăm. Ok, hai să-l oprim, hai să stingem luminile. Ce tare! Lampa aceea e super, super tare acolo. Așa, și ce mai avem? Mai avem acest tractor de adus înapoi la fermă și acesta. Hai să-l aducem și pe acesta la fermă să știm o treabă. Oricum avem în el îngrășământ, nu-i problemă, va rămâne așa. Restul lucruri, văd că sunt toate cam aranjate, nu ar trebui să mai fie problemă din câte văd eu. Doar nu mai avem pe acesta de parcat și practic cam aia este și pe această lună. Acum o să așteptăm luna următoare să mai facem câte ceva. Da, cam hai. Hai să oprim, hai să stingem luminile și acum pot să mă bag la somn. Mi-a terminat treaba pe luna aceasta. Uite floarea soarelui, ce frumos, ce frumos e. Sorgul o să fie gata de recoltat luna următoare. Cam atât pentru astăzi, prieteni, nu uitați încă o dată like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict. O zi frumoasă, aveți, pa, pa! It's